una copii, sunteți pe canalul Miruna Steluța. Eu astăzi voi face două felicitări, una pentru prietena mea Adelina și una pentru prietena mea Bianca. Hai să începem. În primul rând am două foi, una mai mare albă și una mai mare albastră. Două lipiciuri. Una mai mică albastră. Da. În niște paiete de diferite forme. O foarfecă și niște capsatoare și niște sclipici verde. Așa, hai să începem. Primul rând luăm foarfeca, luăm foaia albă și tăiem ca de aici. Nouă ne trebuie asta mai mică. Așa. Și noi acum o să lipim paiete. Așa. Să lipim. Așa, un iepuraș, o steluță, două inimioare. Și atâta. O să mai lipim mai târziu alte paiete. Așa. Așa, acum o să luăm lipiciul acesta. Parcă a pocnit ca un slime. Așa. Asta este o steluță și am dat-o cu lipit și o să lipim aici. Acum o să lipim. Oh, erau doi. Mi-e trebuia doi, dar nu. S-a primit aici. Așa. Lipim doi aici și inimioarele oglindă, să le lipim așa. Oh, mai trebuie să punem sclipici. Așa. Să închidem. Așa, am revenit. I-am luat un creion. Așa. Lăsa cu floare. O să mai dau aici un pic cu lipici. Pe margine. Și o să preserăm. S-a lipit tot. Așa. Acum vom face petale. Așa. Acum vom lua steluța și vom capsa. Așa. Ca să fie așa frumos. Așa. Așa. Scoatem steluțele. Le punem așa deoparte. Sunt îmbrăcată în cățel. O să
turnăm lipici. Te ajut? La usatură de La repetiție. Am revenit cu lipiciul, a durat un pic. Așa, o să punem aici pe floare. Ce fain arată. Așa. Târna lipici, acum vom lua palietele și avem nevoie doar de stele. Orice culoare, numai să fie. Așa, am sărit un pic, eu mai am dar una și terminăm. Nu să le mai strâng, că nu am timp. Așa. Acum, din această foaie vom tăia o fâșie. Nu perfect. Chiar perfectă trebuie să fie. Hai să facem inimioară. Așa, am desfăcut inimioara și acum trebuie să închidem pentru că o să facem și o floare. Așa, două trebuie. Așa, două trebuie doar. Așa, o să le lipim. Asta o să lipim aici. Și inimioara la inimioare. Acum să facem un balon. Așa, un balon. Ai balon? Un balon, da. Așa, vom lua lipiciu ca să lipim niște frunze din astea argintii. Le lipim. Așa. Tada! Acum o să punem sclipici pe balon. Balon, balonul plin de sclipici. Așa, ce minunăție!
Așa, am pus clipici. Acum o să desenăm aici o inimioară. Colorat inima și acum o să punem niște iepurași. Ne spunem. Mi-am dat seama că astea sunt niște pisici. Spunem un iepuraș și două pisici. Mai întâi o să punem iepuraș și pisicile. Și în mijloc iepurașul ce aleargă prin spatele pisicuțelor. Așa. Acum o să capsăm niște îngerași. Trei îngerii ocrotitori. Îngerii ocrotitori vin și zboară pe felicitare. Așa, să le lipim. Nu prea se cunosc, dar na. Așa. Am terminat prima felicitare. Eu pe spate am să-mi scriu numele și trecem la a doua felicitare, care o să fie un pic mai scurtă. Mirna. Și cea de-a doua. O să fie asta. Așa, o să lipim aceste floricică. Trebuie floarea aceea mare. Opa. Au căzut toate, dar na. Așa. Am să le lipesc în colț. Așa. Acum o să iau creionul și am să fac o floare. Loc, o să pun o steluță. Nici loc am să pun o steluță. Să pun paieta asta. Okay, am să lipesc atât. Oh. Trebuie să punem sclipici. Așa. Asta este floricic. O floare care s-a trezit cu noaptea în cap, visând că are sclipici pe
frunzele ei. Așa, o să facem. Opa. Felicitarea. Să facem aici un ursuleț. Așa. Acum fac un balon, balon fac pe 8. 8 trifoiul. Cu 4 foi, nu? Nu prea știu să fac un trifoiu, așa fac trifoiul. Dar se poate și mai bine. Eu mai fac și așa trifoi. Dar când cu 4 foi. Dar parcă e o floare. Da, eu de obicei fac așa. Te ajut? Așa, o să tărt aici. Curge greu, numai că curge. Ajunge. Așa, să adăugăm. O, astea s-au lipit toate. Floricică. Te voi cu floricică. Așa. O să scriu, pardon, o să fac aici niște modele așa de nori. Facem niște norișori. Norișori am să scriu numele meu. Așa, o să fac aici o inimă. Și dacă v-a plăcut videoul nostru, nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul meu de YouTube, Miruna Steluța. Pa, pa! Da. Hai să vedem. Pa, copii!